Grupul de rugăciune, nu știu câți, câți dintre dumneavoastră cunoașteți, anul acesta împlinește 30 de ani. Și pentru cine nu cunoaște activitatea acestui grup, este bine să spun câteva cuvinte. Și aș putea să vorbesc de începuturile acestui grup de rugăciune care se întâmpla undeva în anii 20 în Statele Unite ale Americii. Reprezentanți de seamă ai Senatului din Statele Unite ale Americii se întâlneau pentru a readuce valorile creștine în decizia politică a acelor vremi. Aș putea să spun că avem legătură cu grupul de rugăciune de la Washington, care se constituie în 1953. Aș putea să spun că avem legătură cu studiul biblic și grupul de rugăciune din clădirea Capitoliului, acolo unde senatorii și congresmenii se unesc pentru a studia valorile creștine, și unde am avut onoarea împreună cu câțiva colegi să participăm și să vedem senatori și congresmeni ai acestei mari națiuni care se concentrează pe valorile creștine, văzând dacă legile pe care le propun îmbracă întru totul aceste valori. Aș putea să spun că avem legătură și este adevărat cu toate grupurile de rugăciune din țările civilizate, din statele europene și am participat la unele dintre ele. Nu pot să uit grupul de rugăciune din Israel, unde o spiritualitate mai înaltă ca acolo nu am reușit să văd. O emoție profundă. Și profit de ocazie pentru a-l saluta pe ambasadorul Ruven Azar și mă rog ca națiunea europeană, națiunea americană și toate țările care cred în valorile acestei națiuni și mai ales noi creștinii care suntem într-o relație specială să sprijine mai ferm Israel. Aș putea să spun că suntem cei din 92. În 93 apare primul eveniment. Marele om de cultură, Ion Alexandru, împreună cu pastorul Dugulescu, pun bazele acestui grup de rugăciune și astăzi împlinim 30 de ani. Dar aș vrea să vorbesc de ceea ce suntem noi acum. Un grup de români. Cu nimic mai special. Un grup de români care căută în pace. Într-un climat de război. Război politic. Războiul are multe forme. Dar războiul care ține permanent și tensiunea continuă într-un context al deciziilor politice poate face mult mai rău decât războiul însuși. Și ne întâlnim în fiecare marți dimineață. Și spunea cineva, un coleg care a venit mai de curând, că nu a găsit în Parlamentul României un climat de pace ca la grupul de rugăciune. Și suntem din toate partidele politice și din toate confesiunile creștine. Este un har al lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți ce înseamnă această căutare, am să vă dau doar un simplu exemplu. Un singur exemplu dintr-o dimineață care nu mai se termină această dezbatere plecând de la versetul din versetul ucenicului Apostolului Pavel Timotei care spune că mai înainte de toate să vă rugați pentru oameni, pentru cei pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii, ca să aveți o viață pașnică și liniștită, cu evlavie și demnitate. Asta aduce pacea. Și am plecat de la această idee și am spus, oare noi, cei care reprezentăm românii în Parlamentul României, undeva avem o scuză că poate poporul român nu se mai roagă pentru noi. Dar oare de ce nu se mai roagă poporul român pentru noi? Unde există această schismă, această rupere, această întrerupere a unei tradiții, a unei spiritualități speciale a poporului român? De a se conecta cu conducătorii ei prin dragoste, prin empatie, prin rugăciune. Și am spus, oare politicienii din Parlamentul României sunt chiar atât de răi? Și am întrebat fiecare parlamentar dacă există, după părerea lor, indiferent de partidul politic, dacă crede că a existat în istoria celor 30 de ani un singur om care să vină cu tot din adinsul. Cu toată ființa lui să facă rău statului român, țării noastre. Și răspunsul a fost aproape în totalitate, cu o singură excepție, că n-a existat. Și atunci, ce s-a întâmplat? De ce avem această rupere între demnitarii statului român și poporul român? Pentru că noi n-am fost o mărturie. Pentru că noi am avut, chiar tradițional, am continuat să criticăm, să căutăm răul din celălalt, într-o continuă și perpetuă stare de război. N-a existat, și îmi permis să o spun cu toate riscurile de rigoare, niciun guvern al României care să vină în fruntea statului român și să spună guvernul și tocmai și-a încheiat mandatul. A făcut bine lucrul acesta. Și trebuie să-l continuăm. A făcut bine lucrul acesta. Și trebuie să-l continuăm. Această mărturie pe care poporul român o vede, ia parte la ea. S-au născut motoare care o prezintă de a arăta răul din celălalt. În perspectiva aceasta a păcii, climatul acesta de pace, Binele din oameni trebuie să iasă în evidență. Și Dumnezeu ne învață și ne arată prin valorile pe care ni le-a lăsat că în fiecare om există un bine. Și dacă suntem creștini și dacă suntem asumați, vom pune în lumină acel bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Într-un climat de pace, într-un climat de bine, mediocritatea și incompetența vor ieși la iveală. Și ele vor fi ușor date la o parte. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Și lucrul acesta nu-l putem face decât cu ajutorul lui Dumnezeu, raportându-ne și căutându-L pe Dumnezeu și căutând în valorile pe care le-a lăsat, în Sfânta Scriptură. Pentru că noi uităm, noi creștini, că la baza civilizației pe care o cunoaștem, la baza democrației pe care o cunoaștem din ultima sută, ani poate și mai mult, și mai mult de atât, a stat cuvântul Dumnezeu. Constituția americană este făcută împreună și alături de cuvântul Dumnezeu, ca nicio valoare de acolo să nu lipsească și a nu e și astăzi. O Constituție americană care avea să vină peste o Europa feudală și să genereze democrația de care ne-am bucurat cu toții atâta timp. Și care a devenit un reper pentru România post decembristă. Însuși, statutul Uniunii Europene, în interiorul său, în profunzime, valorile creștine sunt foarte, se regăsesc la cel mai înalt nivel. Ce s-a întâmplat? De ce există război? De ce există această stare de nemulțumire? Și vorbeam la grup că îmi permit și lucrul acesta să spun și l-am spus în toate conjuncturile în care m-am aflat, că în cei 2000 de ani de creștinătate niciodată nu s-a trăit mai bine în lume, în Europa și în America, în țara noastră, ca în ultimii 30 de ani. Și îmi permis să spun că România, în raport cu toate țările civilizate și în raport cu cât se muncește în țara asta, trăiește foarte bine. Și cu toate asta, lumea e nemulțumită. Dacă există Dumnezeu, există și cel rău. Și mie mi se pare mai degrabă Că este o lucrare a răului aici. Și Dumnezeu să ne ajute să o învingem. Trebuie să ne întoarcem la aceste valori. Pentru că pacea și unitatea sunt baza viitorului acestei națiuni. Nu pot să nu dau exemplu când vorbesc de unitate și să nu felicit Patriarhia Română, care a emis un document legat strict de legile educației pe care au semnat toți președinții tuturor celorlalte culte din România. Nu cred că a existat în istoria României așa ceva și chiar vreau să fiu contrazis dacă a existat, că toate cultele din România să semneze un document pentru interesul statului român, al viitorul copii, pentru viitorul copiilor noștri. Ăsta e spiritul unității și dacă nu învățăm de la biserică, de unde, din altă parte? Pentru că prin biserică au venit toate valorile care stau la baza civilizației noastre și vin din cuvântul pe care ni l-a dat Domnul nostru Isus Hristos. Că vorbim de valorile europene, de sistemele care dau această civilizație, ele vin de aici. Sistemul de drept, sistemul administrativ, sistemul sanitar, educațional, sistemul juridic și toate sistemele acestei civilizații vin din valorile pe care ni le-a dat Isus Hristos. Dumnezeul nostru și Tatăl nostru din ceruri. Trebuie să revenim la ele. Trebuie să ne întoarcem la valorile care au dat o, americă o America puternică, o Europa puternică. Și cred că prin spiritualitatea poporului român, și îmi permis să o spun, care este specială și diferită, putem fi reperul acestor națiuni care caută să-și regăsească identitatea. Putem fi peste Polonia ca reper și ca atitudine când vine vorba de valori identitare europene, creștine, românești, care au generat chiar și tradiții pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Pacea să cuprindă poporul român într-un spirit de unitate. Salut toți președinții partidelor politice și binecuvântez. Și mă rog pentru președintele statului român. Mă rog pentru primul ministru al României, ca Dumnezeu să-i dea acea înțelepciune încât să aibă cea mai profundă și puternică guvernare. Mă rog pentru toți președinții partidelor politice să, să, să intre într-o succesiune în perspectiva de a aduce această națiune acolo unde își regăsește locul. Mă rog pentru președintele Senatului, ca Dumnezeu să-l binecuvânteze, pre președintele Camerei Deputaților. Mă rog pentru președintele de la AUR, de la USR de la UDMR, pentru toată clasa politică, ca Dumnezeu să se atingă și Harul Său să-i clăuzească în a fi un model în perspectiva păcii și a unității națiunii noastre. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Mulțumesc în mod deosebit. Părintelui Ștefan Buchiu, reprezentantul Patriarhiei Române și mulțumesc Părintelui Preafericitului Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române că l-a desemnat să slujească acest grup și ce bine o face. Și cât de bine ne simțim. Uneori suntem 15, alteori suntem 30. M-aș bucura ca în timp să ajungem să nu ne mai întâlnim într-o ceremonie și să ne întâlnim cu toți într-o dezbatere pe valorile creștine. Îi mulțumesc Secretarului de Stat al Secretariatului de Stat pentru culte Ciprianul Nici care din bună voie și cu plăcere și cu bucurie participă atât de des la acest grup, împărtășind din valorile care l-au -au condus în viață, valorile pe care le-a studiat în pregătirea profesională pe care o are și ce bine sunt primite. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi toți. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să readucă statul român și țara românească. Și România, acolo unde și are locul, ca un reper al spiritualității creștine, ca un model al civilizației european-americană, pe care unii poate au încurcat-o puțin. Să fim acel reper că România poate fi modelul așa cum alte națiuni au fost model pentru noi cândva. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, astăzi să aveți parte de bucurie și de pace și cuvântul Dumnezeu și mai presus de cuvântul Dumnezeu, chiar Dumnezeu însuși să-și primească slava pe care o merită. Amin. Vreau să dau cuvântul unui om înainte de toate și nu pot să laud foarte mult că aș fi socotit subiectiv. Vreau doar să spun că în discuțiile neoficiale puține pe care le-am avut, am avut ocazia să văd un om profund, un om simplu, un om cu credință în Dumnezeu, care pe acolo pe unde a umblat, a lăsat un loc de închinare. Și sunt sigur că s-a închinat și s-a rugat pentru poporul român. Dar mai mult decât orice, înainte de a-l prezenta, aș vrea să spun că este prima personalitate a statului român, primul, primul președinte al unei camere, indiferent că este Senat sau Camera Deputaților, care a răspuns cu un da hotărât atunci când noi, grupul, când eu personal, i-am propus un proiect. Un proiect vechi, care a nutrit în sufletul multor președinți dinaintea mea și a întregului grup, dar care a nutrit multă emoție în sufletul meu. Suntem una dintre țările asumate creștine care nu are o capelă în Parlamentul României. Președintele Senatului, președintele Senatului domnul Nicolae Ciucă, a spus, da, vom avea o capelă și am să mă ocup personal cu sprijinul vostru. Și bineînțeles cu sprijinul Camerei Deputaților, Dumnezeu să ne ajute. Îl invit pe președintele Senatului la microfon, domnul Nicolae Ciucă.